Slăvit să fie Domnul, a fost o cântare minunată. Sperăm să mai zică cineva ceva de noi odată. Este un scriitor român, Joe Boxa, care spune că într-o zi de iarnă a auzit o împușcătură așa, care a spart liniștea zilei. Și s-a gândit el, da, dacă existența noastră în acest univers nu este decât un pocnet din ăsta de armă, și ar fi păcat să nu-l audă nimeni, zicea el. Când te gândești la lucrurile astea, la destinul nostru și la viața noastră așa de scurtă, asemenea cântări stârnesc nostalgie. În seara asta am găsit un subiect din seria noastră de studii biblice pe care am botezat-o Spre Canaan, pe care am intitulat-o un pic mai ciudat, Mai este mult? N-ați călătorit cu copiii vreodată și ați auzit întrebarea asta absolut de nu știu câte, mai e mult? Când ajungem? Să știți că și noi creștinii avem întrebarea asta, mai este mult oare? Când vine Domnul? Când se termină? Mai avem de parcurs? Drumul ăsta ajunge vreodată undeva? Ajungem în Canaan? V-aș îndemna să deschidem Cartea Sfântă la Numeri, capitolul 21, și vom citi de la versetul 4 până la versetul 9. Este exact acest subiect dezbătut aici când poporul lui Dumnezeu își pierde răbdarea pe drum, devenim nerăbdători, punem întrebarea asta, ne-am săturat de lucruri, am vrea să se întâmple ceva mai repede și nu se întâmplă. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie. Ca să ocolească țara Edomului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Teribil! Atunci Domnul l-a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Acum, înainte să intrăm în subiectul ăsta, aș vrea să spun câteva lucruri. Avem o problemă foarte mare, pentru că ceasul nostru nu se potrivește cu ceasul lui Dumnezeu aproape de niciodată. Și ni se pare că Dumnezeu întotdeauna întârzie. Nu vine la timp, nu ne vindecă la timp, nu ne ascultă rugăciunile la timp. Și tot timpul trăim în tensiunea asta, oare când va împlini Domnul ceea ce cerem noi? Apoi drumul ăsta spre țara promisă ni se pare foarte lung, durează prea mult, prea multe ocolișuri. Ni se pare că nu mergem drept, nu mergem direct unde trebuie, trebuie să ocolim și intrăm într-o stare de neliniște. Și ajungem și noi la întrebarea asta, mai este mult oare? Cât timp mai este până ajungem acolo? O altă afirmație, timpul lui Dumnezeu nu coincide cu timpul nostru. Dumnezeu nu este niciodată în întârziere. Mai recent, o serie de oameni de știință, se pare că au luat taurul de coarne și ne spun un lucru absolut șocant. Aproape că nu-ți vine să crezi. Toți spun, timpul nu există.
Este o afacere de-a noastră, un concept pe care l-am dezvoltat noi, dar timp nu există. Nu există timp. Practic, științific, nu putem să dovedim unde e trecutul, ce s-a întâmplat cu el. Nu putem să știm iarăși științific ce se întâmplă cu viitorul, nu putem prevedea. Și atunci, practic, noi trăim în prezent, trăim în clipa asta de acum și este foarte greu să înțelegem de ce nu se întâmplă lucrurile acum, în momentul în care noi trăim. Nu intru în problema asta care e mai mult filozofică decât științifică la ora actuală, dar sunt o serie de oameni de știință care ne șochează acum spunându-ne că avem doar un concept de timp. Practic s-ar putea să trăim exact în continuu prezent, în prezentul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel ce este acum, în prezent. Ca să înțelegem un pic ce se întâmplă în textul nostru, Israelul ajunge la un moment dat să treacă pe teritoriul Edomului de la Kadesh, spune Sfânta Scriptură, capitolul 20, versetul 14, Moise a trimis niște soli împăratului Edomului ca să-i spună, așa vorbește fratele tău Israel, tu știi toate suferințele prin care am trecut. Părinții noștri au coborât în Egipt, au locuit acolo multă vreme. Egiptenii ne-au chinuit pe noi și părinții noștri. Am strigat către Dumnezeu, ne-a eliberat, călătorim spre o țară promisă. Lasă-ne să trecem pe teritoriul tău, că e în drum, e mai aproape, spre Canaan. Nu o să consumăm nimic de la tine. Ce consumăm? Apă de băut, o să-ți plătim. Stăm numai pe drum, nu o să ne ducem pe ogoarele tale. Edom le-a răspuns să nu cumva să treci pe la mine, că atunci îți voi ieși înainte cu sabia. Foarte ciudat să poate frații, nu? Rudele unii cu ceilalți. Edom, cine este Edom? Urmașii lui Esau. Esau așa s-a numit Edom. Esau a dezvoltat de fapt o altă țară, Edomul. Și iată că ura aceea dintre Iacov și Esau s-a perpetuat până la cine știe câtă generație și Israelul nu poate trece prin Edom pentru că ăștia nu sunt deloc de acord să treacă pe acolo. Moise a decis să nu îi provoace și a hotărât, spune versetul numărul 4 din capitolul 21, să ocolească țara Edomului. Și au luat-o spre Marea Roșie. Au luat-o exact invers acum, ca să ocolească țara Edomului. Nu e de mirare că evreii, când probabil au avut și ei busolă, sau eu știu, se orientau după soare, sau după cine știe ce, au văzut că o iau înapoi, iau înapoi spre Egipt. Dar în loc să se bucure că înainte visau să meargă înapoi în Egipt, nu? Au făcut o răscoală îngrozitoare împotriva lui Moise, au vorbit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-a scos din țara Egiptului? Nu este nici pâine, nici apă pe unde ne duceți voi? Și apoi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Asta era referire direct la mana pe care Dumnezeu o dădea din cer. Ei, când spui asemenea cuvinte, și Dumnezeu zice, enough is enough. A trimis niște șerpi împotriva lor. Dar haideți să intrăm în textul acesta, să citim versetul, pentru că versetele 4 și 5, pentru că sunt importante, au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului, să nu se ducă pe la frații care nu-i primesc, care spun, dacă vii pe la noi în vizită, avem sabie. În loc să spună, vino că te primim cu dragoste, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și-a pierdut răbdarea pe drum. Asta ar trebui subliniat pentru că acesta este, de fapt, subiectul din această seară. Și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-a scos din Egipt ca să morim în pustiu, că nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.
intrăm întotdeauna în lipsa aceasta de răbdare, suntem foarte derutați atunci când apar amânări în planul pe care noi îl avem, nu-i așa? Domnule, vrem să ajungem, să ne terminăm școala, între timp mai dăm și peste o boală care trebuie să mai stăm vreun an prin spital. Pe urmă, părinții nu mai au bani să ne țină mai departe la școală, trebuie să ne găsim un job, să întrerupem. Toate amânările astea în planurile pe care noi le avem produc tulburare și mânie uneori în sufletele noastre. Hai să vorbim puțin despre întârzieri. Canaanul este aproape la un pas, dar trebuie să ocolească Edomul. Dacă treceau prin Edom, puteau să ajungă în Canaan foarte repede. Dar ocolesc Edomul și întârzierea aceasta devine incomodă, nu? Și este cu atât mai incomodă cu cât este după o victorie. Dacă citiți de la versetul 1, împăratul Aradului, nu ăla de la Bujac, care știți dumneavoastră, împăratul Aradului, un cananit care locuia la miază zi, a auzit că Israel vine pe drumul Atarim, el s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mulți prinși de război. Atunci Israel a făcut Domnului o jurință și a zis, dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îl voi nimici cu desăvârșire cetățile. Îi voi nimici cu desăvârșire cetățile. Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe cananiți în mâinile lui. Izraeliții au nimicit cu desăvârșire pe ei și cetățile lor și locul acela l-au numit Horma, nimicire de plină. Deci au înlocuit Arad cu nimicire de plină. Nu le-a plăcut numele ăsta de Arad, dar este Arad, este un oraș destul de mare în Israel, aproape de Marea Moartă și astăzi. Pentru prima dată în viața mea, am văzut ceva foarte ciudat și nu m-am putut abține să nu mă duc să întreb niște evrei ce cu aia, ce se întâmplă așa. În jurul tuturor clădirilor, la toate zidurile, erau întinse fire de nylon de pescuit peste tot. Așa că la jumate de metru de toate clădirile. Ce cu asta, domnule? Nu mi-imaginam ce cu liniile astea de pescuit întinse acolo. Și mi-a explicat evreul acela din Arad că nu se așează păsările pe zidurile acelea pentru că ele vibrează, păsările aud vibrarea acelor fire de nylon și nu se așează deloc pe zidurile acelea. Mă gândeam dacă ar inventa și americanii să îi oprească pe porumbei. Am un vecin care se luptă cu porumbei foarte tare. Are o casă care e favorabilă pentru porumbei să-și facă cuiburi. Tot pune omul plase, pune cuie. Porumbei sunt mai șmecheri și reușesc și-și fac cuibe în continuare. Evreii au găsit o idee mai simplă, nylon de pescuit. Și nu veneau păsările. Asta era la Arad. E bine, au o victorie aici. Și acum, după ce au o victorie așa de extraordinară, Moise zice, băieți, o luăm înapoi spre Marea Moartă. Nu plecăm spre Marea Roșie. Nu plecăm pe drumul ăsta care duce direct în Canaan, să nu-i deranjăm pe frați, pe cei din Edom. Și atunci poporul și-a pierdut răbdarea. Ocolirea aceasta este spre Egipt. Și asistăm la pierderea răbdării. Când îți pierzi răbdarea pe drum, atunci se întâmplă lucruri teribile. Ar trebui să avem grijă de răbdare, pentru că este o virtute importantă și ar trebui să nu ne-o pierdem înainte de vreme. Ei vor ceea ce vrem noi de multe ori, Canaan right now, chiar acum. Acum vrem în Canaan. Nu mâine, nu poimâine, nu să mai ocolim, nu să mai așteptăm, nu să o luăm spre Marea Roșie. Vrem acum. Să știți că evreii nu erau singurii care au suferit amânări în istorie. Nu? În Biblie găsim câteva chiar spectaculoase. Nu?
Gândiți-vă la Avram și Sara, trebuie să aștepte până sunt la dânși bătrânețe să-și împlinească Dumnezeu promisiunea să le dea un fiu. Gândiți-vă la Israel, care a trăit 430 de ani în Egipt, până a ieșit din Egipt spre Canaan, să vină spre Canaan. Gândiți-vă la cei peste 400 de ani de tăcere a lui Dumnezeu, nu? Înainte de a veni Domnul nostru Iisus Hristos. A fost o perioadă în care Dumnezeu a tăcut. Ar fi bine să nu te revolți. Nu te revolta când Dumnezeu pare că întârzie. Nu-ți pierde răbdarea. Dumnezeu întotdeauna va ajunge la timp. N-ar trebui să ne pierdem răbdarea niciodată. Întotdeauna când apar întârzierile, apar și dezamăgirile. Revolta poporului împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise, pentru că este dezamăgit. Canaanul este la o aruncătură de piatră, au și avut o victorie împotriva unui oraș din Canaan, nu? Au luat cetățile acelea și în loc să se ducă, Domnule, să cucerească toată țara, cum ar fi dorit, nu? Țara aia în care curge lapte și miere, porunca este în altă direcție. Dezamăgirea duce la revoltă. Își iau viața în propriile lor mâini. Și întotdeauna când decidem că noi suntem mai deștepți decât Dumnezeu și ne descurcăm că El întârzie, nu? Întotdeauna dezastru este la orizont. Împreună cu soția am cunoscut pe cineva din România care a reușit să-și căsătorească băiatul cu o fată foarte frumoasă din oraș și n-am să uit niciodată expresia acelei femei, zice, l-am ajutat pe Dumnezeu. Frate, l-am ajutat pe Dumnezeu, am intervenit, o făcut ce o știut și l-a ajutat pe Dumnezeu să-și însoare băiatul, nu cu cine a vrut ea. Nenorocirea este că s-a terminat cu dezastru. Cred că s-au despărțit înainte să se căsătorească și a fost un dezastru. Când vrei să-L ajuți pe Dumnezeu, produci dezastru. Când îți iei viața în propriile mâini. Încep plângerile, nu? La dezamăgire, începem să ne plângem de pustie, de lipsa de apă, de pâine, ba, li s-a scârbit sufletul de mana lui Dumnezeu, care o numesc hrană proastă. Ne-a s-a scârbit sufletul de ce ne-a dat Dumnezeu până acum. Ne-am săturat de toate lucrurile astea. Vrem altceva, vrem Canaan, nu? Apoi, când ne pierdem răbdarea, pentru că vrem o lume instant, vrem să trăim într-o lume instant, imediat, nu? Imediat se rezolvă toate lucrurile, cu atât mai mult în epoca noastră în care este o epocă din asta microwave, nu? Imediat se încălzește orice, într-un minut e supa caldă, cafeaua este instant, imediat deschidem o cutie cu supă și punem un pic de apă caldă și chinezii ne mulțumesc că ne-au păcălit încă o dată. Trăim într-o lume instant, vrem repede toate lucrurile, rapid. Nu? Când am plecat din România în 85, să-ți cumpere o mașină în România pe vremea aceea era o aventură foarte mare. Vreun an, doi, trebuia să aduni bani, să-i pui la cec, așa era banca, cec sau traistă. Puneai banii la cec, când aveai toți banii, te chemau să-ți alegi mașina și apoi după un an sau doi, te anunțau că au terminat mașina băieții și primeai mașină. Așa se cumpăra o mașină pe vremea lui Ceaușescu. E, când am venit în America și am descoperit că poți să-ți cumperi mașină în câteva ore, nu? A fost fantastic, nemaipomenit. Atât de fascinat am fost că aproape în fiecare an mi-am cumpărat una. Cumpăram una veche, se strica ca alta și uite așa, am făcut ăștia foarte mulți bani pe această
nerăbdare, această fascinație cu o lume instant, cu o lume în care se rezolvă lucrurile foarte repede, nu? Când ne pierdem răbdarea, vrem imediat lucrurile să se rezolve. Ne luăm soarta în propriile noastre mâini. Ajungem la revoltă împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor lui. Nu mai vedem purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ci ne descurcăm noi singuri. Ce ne dă Domnul, Domnule? Tot mâncarea asta proastă, de din fiecare zi, aceeași mâncare, nu? Noi am fost 11 zile la Roma și ne-au dat macarone în fiecare zi și și erau bune, Domnule, erau mult mai bune decât celelalte felurile de acasă pe care noi le-am avut. Le-am dus dorul la macaronele alea, ce grozave. Dar în fiecare zi am mâncat macarone, nu? După amânări, întârzieri și dezamăgiri, urmează o travă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor, spune în numărul 6, versetul 6 la 7 din numărul 21. Să știți că când ai inima otrăvită, ești atacat de șerpi otrăviți, otrăvitori. Când ai o travă în inimă, te atacă șarpele cu o travă lui. Când ești nemulțumit de ceea ce îți dă Dumnezeu, este o invitație, practic, la șarpele cel vechi, care te vizitează imediat. Știți că coroana pe care o purta faraon pe cap era în forma unui șarpe, deasupra capului lui faraon era capul unei cobre. Dacă vă uitați în cărțile de istorie, veți descoperi că coroana lui faraon era formată din, avea un șarpe deasupra capului. Evreii voiau să meargă înapoi la șarpe, voiau să meargă înapoi în Egipt, doreau înapoi să meargă sub conducerea faraonului. Dorul Egiptului era, de fapt, amărăciunea ce le otrăvea sufletul. Și atunci, diavolul care otrăvește sufletul omului cu amărăciunea amânării a produs victime nenumărate printre evreii care călătoreau spre țara promisă. Vreau să vorbim acum puțin despre disperare. În fața morții au o reacție imediată, se pocăiesc imediat. Imediat se pocăiesc. Dacă Moise le-a fi ținut niște predici morale, cine știe, lucrurile nu funcționau. Dar când au venit șerpii, să vedeți pe frați cum se știu pocăi imediat. Când te mușcă șarpele, imediat alegi la pocăință. Domnul a trimis șerpii aceștia, care de fapt erau instrumentele lui de a-i lămuri pe evrei că păcatul duce întotdeauna la moarte. Își mărturisesc imediat păcatul pe care l-au făcut împotriva lui Jehova și lui Moise. Știți că nu există altă soluție decât pocăință și rugăciune atunci când am păcătuit? Nu știu de ce noi încercăm alte soluții în aceste zile. Știința modernă de astăzi, mai ales psihologia de astăzi, ne spune că e suficient să te duci la psihiatru, la psiholog, să fac o ședință de consiliere cu tine ca să te scape de păcate. Păcatele nu ies decât cu sângele Domnului Iisus Hristos. Nu ies decât prin pocăință și prin rugăciune. Este foarte interesant că
disperarea aceasta în fața morții duce, de fapt, la soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu are o soluție pentru situația aceea și aș vrea să discutăm acum un alt capitol, perspective. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Numărul 21, 8 cu 9. Două lucruri vreau să discutăm aici despre salvare. Șarpele de aramă era în așa fel pus ca și când este ucis, este în vârful unei lănci, în vârful unei suliți. Este un șarpe ucis care stă în vârful unei suliți, unei țepi, spune Sfânta Scriptură. Știți că aceasta era imaginea, de fapt, a puterii lui Jehova de a distruge puterea Egiptului, de a distruge pe faraon. Dumnezeu l-a distrus pe faraon, pe șarpele cel vechi al Egiptului, care i-a robit pe copiii săi mai mult de 400 de ani. Știți de ce până în ziua de astăzi simbolul leacului vindecător este șarpele într-o prăjină? Asta este simbolul medicinei, simbolul vindecării. Toate neamurile pământului, când văd șarpele atârnat într-o prăjină, știu că aici este vindecare, este leac, este medicină, este medicament. Lumea a împrumutat aceste simboluri din Vechiul Testament și ele sunt valabile și astăzi peste tot în lume. Oricine vede un șarpe atârnat într-o prăjină știe că e vindecare acolo, e medicament acolo. Privirea spre șarpele ucis vorbește despre credință. Cineva spunea că atunci când Domnul Iisus a murit pe cruce, pe crucea din Calvar, cel care de fapt a fost omorât pentru totdeauna a fost șarpele cel vechi. A fost șarpele cel vechi. De aceea suntem îndemnați să ne uităm cu credință întotdeauna spre salvarea care vine întotdeauna de la Dumnezeu. Vorbind despre salvare, trebuie să vorbim și despre Salvator. Privirea la șarpele ucis era, de fapt, amintea puterea credinței în puterea lui Dumnezeu, în puterea Domnului de a vindeca, era puterea credinței. Nu este deloc întâmplător că în Ioan, capitolul 3, versetul 14, Domnul Iisus a spus, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, ca și șarpele, cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Tot așa va trebui să fie înălțat Fiul omului, ca oricine se uită la El, crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când mușcă șarpele amărăciunii și al nerăbdării, ar trebui să ne aducem aminte că avem unde să ne uităm. Spre crucea Domnului nostru Iisus Hristos și vom fi vindecați. Când drumul e lung, aveți grijă că întotdeauna vine șarpele nerăbdării, șarpele plictiselii, vine și mușcătura lui poate să fie fatală. Drumul pare lung. De aceea, în concluzie, aș vrea să vedem, să punem câteva întrebări. Am obosit pe drumul ăsta lung? Ne-am săturat de el? E prea lung? Nu cumva suntem obosiți? Ne-am plictisit? Ne-am plictisit că nu mai ajungem? Nu se mai întâmplă nimica? Amărăciunea protestului împotriva Domnului și a liderilor lui e absolut otrăvitoare. Mulți dintre noi dăm vina pe cei din jurul nostru, pe liderii bisericii, pe liderii din jurul nostru, politici și așa mai departe, și nu ne căutăm, de fapt, rezolvarea plictiselii noastre și a oboselii noastre de drum,
în așteptarea răspunsului de la Dumnezeu, ci ne întoarcem în protest împotriva celor din jurul nostru. Mușcați de șarpele nemulțumirii, când suntem mușcați de șarpele nemulțumirii, avem soluția lui Dumnezeu, să ne întoarcem spre Hristos, să ne întoarcem spre credința în Domnul nostru Iisus Hristos și să nu ne lăsăm duși de ispită, să cădem în aceeași formă de ispită în care a căzut poporul lui Dumnezeu. Mă gândeam zilele acestea și probabil că asta o să o și facem, nu știu dacă imediat acum sau un pic mai târziu, mai spre sfârșitul anului. Biblia ne vorbește de 10 ispite, de 10 ispitiri ale evreilor, de 10 supărări pe Dumnezeu ale evreilor în călătoria asta. Și Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 10 vorbește să avem grijă că și noi suntem ispitiți ca și ei și să nu pățim ca ei. Și m-am gândit că ar fi extraordinar de important pentru viața noastră spirituală să le găsim pe ale 10 ispitiri, să vedem ce au făcut ăștia, pentru că ispitele la care ei au fost supuși sunt ispitele la care diavolul vine la noi cu ele. Și să știm și noi cum să le biruim și să le recunoaștem, să nu ne lăsăm în capcana, să cădem în capcana lor. Privește la cruce. Credința în jertfa Domnului Iisus Hristos ne va salva atunci când vin perioadele acelea de nemulțumiri, când vedem că Dumnezeu nu vine la timp, întârzie, criza în care ne găsim e tot mai mare. Privește la cruce. Doar credința în jertfa Domnului Iisus Hristos ne poate salva. Vreau să închei în seara aceasta cu un verset pe care mulți dintre dumneavoastră îl știți. Iacov, capitolul 1, versetul 4, spune așa: dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Lumea în care noi trăim, dacă are vreo criză de ceva, are și de răbdare. Nu mai avem răbdare, vrem totul imediat, vrem totul să se rezolve imediat. Pentru că așa ne-a obișnuit societatea asta cu promisiunile ei, cele mai multe ori deșarte. Devenim plictisiți și nu mai avem răbdare. Dar spune Sfânta Scriptură că răbdarea e bună, ar trebui să o folosim ca să-și facă desăvârșită lucrarea în viața noastră și să fim desăvârșiți. Un om care știe să aștepte, un om care nu-și pierde răbdarea, nu? Un om care știe să rabde, omul acela câștigă în viață. Nu-i așa? Nu, n-ați avut de face cu oameni care n-au răbdare deloc? E teribil. Sar așa ca un popcorn imediat. Nici nu știe de ce s-a supărat. Și apoi tot încerci să-l potolești, dar el și-a pierdut răbdare. El nu are răbdare. El n-a avut răbdare să te asculte când ai vorbit cu el, nu? Așa de enervant sunt oamenii aceia care n-au răbdare. Îi spui ceva, nici n-ai terminat, că el spune altceva, completa. El nici nu a auzit ce ai spus tu, el s-a pregătit să spună el ceva. Când ai tăcut, tu te-ai bombardat cu ce a vrut el să spună. E teribil să ai de face cu oameni care n-au răbdare. E teribil să găsești vânzători undeva, nu? Mai ales în România. Încă acum au mai învățat câte ceva, dar, aoleu, ferească Domnul să cer de două ori că nu-ți place ceva. Te alegi cu o cară din aia zdravănă. Parcă, eu știu, ei îți fac servicii ție. Nu, tu îi faci lui servicii, cumperi de la el, nu? E groaznic să trăiești între oameni care n-au răbdare, dar asta este societatea în care noi trăim. De-aia claxonăm când nu merg aia tare din fața noastră, ne agităm, nu? Dar ar trebui să avem răbdare și să-L așteptăm pe Domnul, pentru că El are un timp al Lui și El nu întârzie niciodată. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fim și noi desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Domnul să ne binecuvânteze și să fie cu noi. Amin. Haideți să ne ridicăm să mulțumim Domnului pentru seara asta și pentru cuvântul care ne l-a dat.